Nu departe de Barasulina, acolo unde apele Dunării se îngemânează cu Marea Neagră, cei care se avântă în golful Musura sunt întâmpinați de o siluetă stranie desprinsă parcă dintr-un film post-apocaliptic. Epava contorsionată a unei nave, un fel de Titanic al vremurilor noastre, își conturează silueta masivă, corodată de valuri și scorojită de furtuni. E Turgut Yes. Chiar și frântă de apele mării, epava mai păstrează ceva din grandoarea de altădată. Castelul navei rezistă încă, precum crenelurile unei redute căzute în ruină, iar prova navei se opintește deasupra mării cu încăpățânare, încercând să scape din încleștarea ce o ține captivă în adâncuri. Această înfruntare între colosul din metal și Marea Necruțătoare se duce tăcut de aproape 14 ani. Silueta care ne-a surprins cu apariția ei fantomatică este tot ce a mai rămas din nava prinsă într-o furtună cumplită în decembrie 2009. Putem să mai intrăm în cartea? Ca și coordonate nu și-a mai modificat ultimea expoziție, a intrat în mora. Încercările de a salva nava au fost la vremea lor zadarnice, iar Turgut Yes a rămas să moară lent odată cu trecerea timpului. În ciuda numelui său cu rezonanțe exotice, Turgut a fost unul dintre războinicii de seamă ai Imperiului Otoman, dar și a pavilionului georgian sub care a navigat în ultima călătorie, nava este de fapt la origini una românească. Construită în 1980 în șantierul naval din Oltenița, nava a purtat inițial numele Tohani. E o fostă navă din flota noastră, din fosta noastră flotă, din comercială care a fost. Și a ajuns la turci? A ajuns când s-a pierdut toată flota. Cum s-a pierdut flota, nu știu. Cum se numea înainte? Tohan. Dar uite, hai să încerc să vă arăt numele, dar nu știu, trebuia să deschizi acolo, până lângă tine, Mihai, puțin. Nu, stai că ți-arăt pe partea cealaltă, se vede sub Turgut, se vede. Și aici se vede, dar trebuie să ai deschis prin folia, n-ai nicio șansă să vezi prin folia asta. De sub usta se vede vechiul nume. Uite, stai că dau mai aproape. Hai să te uiți atent. După T-ul ăla alb, între T și U ăsta este un T decupat, se vede. Sub U se vede O, sub S se vede H, sub T este AU și sub A este N. Se vede pe han cum asta este. E decupătura aia. După ani îndelungați în care a rătăcit pe oceanele și mările lumii, timp în care și-a schimbat numele de numai puțin de 7 ori, Tohani s-a întors să moară acasă, în apele Mării Negre, părăsită de toți cei care i-au fost vremelnici proprietari. Epava navei Tohani, sau Turgut Yes, după cum o cunoaștem astăzi, este o aducere aminte a prețului pe care oamenii trebuie să-l plătească pentru a străbate mările. Un avertisment pentru noi toți, în vremuri de pace sau război, că navigația în Marea Neagră nu este nici ușoară, nici lipsită de pericole.